Creierul este partea cea mai importantă a sistemului nervos central, un organ al gândirii și al conștiinței umane, care pare a fi primul afectat atunci când vine vorba despre substanțe interzise. Specialiștii vorbesc chiar și despre pierderea vieții atunci când tratează persoane care consumă droguri de mare risc administrate pe termen lung. În primul rând trebuie să știți un lucru, consumul de droguri, și aici vorbim de drogurile de mare risc, cocaină, ecstasy și tot ce se mai, sau mai există pe piață, consumul lor pe termen lung înseamnă moarte. Efectul drogurilor pe termen scurt este simplu, acționează la nivelul creierului pe ceea ce se numește neurotransmițători și anume stoarce creierul de o categorie cel puțin de 2 neurotransmițători responsabili de plăcere și durere și anume dopamină și endorfine. Îl stoarce ca pe o lămâie. Pe termen scurt, bineînțeles că provoacă plăcere, da? Eliminarea durerilor și toate celelalte consecințe pe care le provoacă efectul drogurilor. Tinerii sunt cei mai predispuși să consume substanțe interzise. Din păcate, în țara noastră, datele arată că cei care consumă droguri sunt persoanele tinere. Ori, la nivelul acestora, creierul are anumite caracteristici, de exemplu, substanța albă este mult mai dezvoltată decât substanța cenușie și inclusiv numărul de receptori pentru aceste droguri este mult mai mare la tineri decât la un adult. Și implicit consumul la vârstă fragedă determină, bineînțeles, dependența, iar consecințele pe termen lung, având și în vedere și speranța lor de viață, sunt mult mai drastice. Din aceste motive, consumul de droguri de mare risc, și nu numai de droguri de mare risc, înseamnă moarte efectiv. Specialiștii mai arată că odată ce ai ingerat substanțe interzise, există riscul să cazi foarte ușor prada acestora și să devii dependent, iar consumatorii se rup de realitate și ajung să trăiască într-o lume de unde doar psihologii îi mai pot scoate cu greu. În prima fază, cu toții la un moment dat am fost persoane non-consumatoare, da? Deci persoane non-consumatoare. Suntem mici, nu am consumat, părinții sau anturajul ne face cunoștință cu substanța. De la faza de non-consumator, ajungem în faza a doua de consumator regulat. Ajungem să consumăm, ne-am familiarizat cu substanța, asociem substanța cu anumite anturaje, evenimente și așa mai departe. De la faza a doua, și aici e un salt care aparent e fără semnificație, se face imediat, dar nu e adevărat, și aici trebuie să avem mare grijă, de la consumator regulat ajungem la consumator dependent. Și linia aceasta înseamnă abuz. Trebuie să avem grijă că noi din consumator regulat devenim consumator dependenți când facem abuz. Am zis, mărim cantitatea, nu avem grijă să disociem consumul de anumite evenimente, nu suntem, să zic, atenți cu privire la cât, la dozaj, la cât anume ne propunem să consumăm. Din momentul în care am ajuns consumator dependent și am explicat cele patru dimensiuni, trebuie să fim atenți la ele, o să ajungem la consumatori. În faza a patra, la episodul de abstinență. Episodul de abstinență înseamnă un punct la care noi ajungem să nu consumăm, să fim în armonie cu noi înșine în termen de îmi doresc să nu revin, îmi prefer viața mea în termen de disciplină, în termen de armonie cu semnificativii mei și în ideea în care între mine și substanță există o luptă, o dușmănie, nu există acel miraj de atracție și plăcere. Acestea sunt doar câteva aspecte prezentate în cadrul proiectului Spune Nu Drogurilor. Acest proiect este conceput să contribuie la reducerea consumului de stupefiante în rândul tinerilor și este finanțat de către Consiliul Județean Iași.